Vladimir Putin despre războiul din Ucraina era inevitabil. Mai bine astăzi decât mâine. Președintele rus, Vladimir Putin, le-a spus miercuri generalilor săi că războiul din Ucraina era inevitabil, susținând că este mai bine astăzi decât mâine, că s-a întâmplat acest conflict. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri că a devenit evident că războiul din Ucraina era inevitabil, susținând că este mai bine astăzi decât mâine, că s-a întâmplat. Vladimir Putin, mai bine azi decât mâine. A devenit evident că ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv în Ucraina, au fost inevitabile. Singura întrebare a fost când se va întâmpla, a declarat Vladimir Putin în timpul unei reuniuni a Consiliului de Administrație al Ministerului Rus al Apărării. Bineînțeles, operațiunile militare sunt întotdeauna asociate cu tragedii și pierderi de oameni. Înțelegem foarte bine acest lucru și suntem conștienți de acest lucru. Dar din moment ce a fost inevitabil, mai bine astăzi decât mâine, a continuat Vladimir Putin, potrivit CNN. Totodată, președintele rus, Vladimir Putin, a reiterat că obiectivele Rusiei în Ucraina vor fi atinse. Liderul de la Kremlin a mai spus că Moscova nu are nicio limită atunci când vine vorba de finanțarea armatei sale. Guvernul va da tot ceea ce are nevoie armata, a spus Vladimir Putin.